FC Voluntari și Academica Clinceni au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon. Confruntarea a început cu oaspeții în atac. După ce Morar a ratat cu poarta goală în față, Bilali a deschis scorul. Clinceni conducea deja cu 2-0 în primul sfert de oră. Cebotaru a înscris și părea că echipa lui Poenaru se va impune lejer. Însă trupa condusă de pe bancă de Ioan Andone a reușit să restabilească egalitatea până la pauză. Gazdele au primit două lovituri de la 11 metri discutabile din partea brigăzii de arbitri conduse de Iulian Călin, transformate în gol de Ion Gheorghe și de Achim. Actul secund a fost la fel de încins. Dumitriu a nimerit bara, iar în minutul 89 Raul Rusescu l-a învins pe Cotolan cu o scăriță elegantă. FC Voluntar nu a cedat nici de această dată. Ion Gheorghe a reușit dubla în al treilea minut al prelungirilor, iar partida s-a încheiat 3-3. Măcar e bine că au avut telespectatorii ce să vadă. Goluri multe, faze de poartă. Râd, dar nu e râsul meu. Din păcate, pentru mine este un meci pierdut, nu un rezultat de egalitate, este un meci pierdut. Și Voluntariul merită acest punct cu prisosință. Bravo lor! Am știut cum să jucăm împotriva lor, să-i blocăm. Știam că atacul pozițional au probleme. Era un rezultat normal, pentru că ocazia a fost și de o parte și de alta.